Preadolescența, Rebus, o resursă pentru disciplina consiliere și dezvoltare personală, clasa a șaptea. Rebusul pe care vi-l propun spre rezolvare în minutele următoare se bazează pe resursele Eu acum, Dificultăți sau Provocări și Preadolescența de la Provocări la Oportunități. Dacă nu ați reușit încă, vă invit să le parcurgeți. Veți găsi mai ușor răspunsul potrivit definițiilor propuse în acest exercițiu, pe care îl puteți rezolva individual sau în grupuri mici, sub formă de concurs. Mult succes! După cum puteți observa, pe vertical avem cuvântul preadolescență. Aceasta este perioada din viață în care vă încadrați în acest moment. Definițiile care dezvăluie răspunsul corect pentru fiecare casetă orizontală. Fac trimitere la diferite aspecte care au legătură cu această perioadă din viața voastră. Iată care sunt definițiile. Cuvântul care se ascunde în spatele primei definiții este compus din nouă litere. Definiția este: Pentru a reuși să faci față acestei perioade, privește dificultățile, problemele, ca pe niște. Dacă ai răspuns provocări, te-ai descurcat foarte bine. Atunci când te poți baza pe cineva, înseamnă că ai puncte-puncte în el. Caută un cuvânt format din nou litere. Încredere, corect. Bucuria, tristețea, frica, furia, dezamăgirea sunt. O definiție foarte simplă pentru tine, nu? Emoții este al treilea cuvânt corect. Atunci când găsești soluția unei probleme, înseamnă că ai, puncte-puncte, problema. Ai rezolvat și această problemă? Bravo! Hai să mergem mai departe cu încredere. La finalizarea clasei a opta, voi puncte puncte ce școală doresc să urmez. Decizia privind alegerea traseului pe care doresc să-l parcurgi după terminarea clasei a 8 este una importantă pentru tine. acordă atenția necesară. Prezența la ore, respectarea regulilor, realizarea sarcinilor școlare sunt puncte puncte ale elevilor. Responsabilitățile pe care ți le asumi la această vârstă sunt numeroase. Acestea te pregătesc pentru viața de adult. Persoanele în care poți avea încredere că te ajută să înțelegi mai bine ce ți se întâmplă la această vârstă sunt puncte-puncte din jurul tău. Da, adulții din jurul tău te pot ajuta să depășești mai ușor provocările acestei vârste. Nu ezita să apelezi la sprijinul lor. puncte, puncte, la nevoie se cunoaște. Prietenul corect Un rezultat bun pe care îl obțin este un Succes Apariția pe fața unor coșuri sau puncte negre se numește Această provocare poate fi neplăcută la vârsta ta. Pentru a putea să-i faci față, îți recomand să consulți un medic dermatolog. Acesta te poate ajuta să aplici tratamentul corect pentru acnee. La vârsta ta acorzi din ce în ce mai multă atenție puncte, puncte, corporale. Greutății? Să fie cuvântul pe care îl căutăm? Nu! Acest cuvânt completează enunțul dat, însă nu este cel pe care îl căutăm. Acesta nu se încadrează în numărul de litere și nu corespunde literei din mijloc. Igiena corporală este importantă pentru sănătatea și confortul tău. acordă atenția necesară. Când nu dorești să depinzi de cineva, înseamnă că vrei să fii... Independent este cuvântul pe care îl căutăm pentru această definiție. Einstein spunea că în mijlocul dificultăților stau. În viața este bine să nu ratezi oportunitățile care ți se oferă. Caută să le descoperi. Uneori este necesar să depășești dificultăți pentru a ajunge la ele. Nu te da bătut. Preadolescența aduce o serie de schimbări fizice, emoționale, sociale și Schimbările comportamentale sunt cele mai dificil de gestionat la această vârstă. Acestea se pot manifesta ca furtuni care te pot îndepărta uneori de cei dragi, pot rupe prietenii. Învață să le faci față. Ai răbdare și încredere că vei putea controla corespunzător aceste manifestări. Dacă nu reușești singur, cere ajutorul unui specialist. Acesta poate fi consilierul școlar. Iată cum arată rebusul completat. Al tău cum arată? Ai reușit să găsești toate răspunsurile indicate de mine? Dacă da, te felicit. Dacă nu, poți relua resursele recomandate la început și poți reparcurge definițiile la care nu ai reușit să găsești răspunsul corect, poate ai găsit alte răspunsuri asemănătoare? În final te provoc să scrii un eseu despre tine în care să folosești toate cuvintele pe care le-ai descoperit prin rezolvarea acestui rebus. Prezintele și colegilor tăi, eseul realizat și adaugă-l în portofolul tău. Dacă îți place mai mult, poți încerca să surprinzi într-un desen, poster sau colaj aspectele pe care le consideri reprezentative pentru tine la această vârstă.